Bună seara, bun găsit în realitate! Deși Garda Națională de Mediu a amendat cu suma de 50.000 de lei fabrica de pal de la Reghin și a dispus în același timp suspendarea activității până la obținerea autorizației integrate de mediu, întreprinderea funcționează la capacitate maximă. Reprezentanții fabricii se feresc să facă vreun comentariu, iar Realitatea TV Târgu Mureș a depus o nouă solicitare la GNM prin care cere comisarilor gărzii să explice cum se poate ca o societate comercială să aibă propria versiune la interpretarea și aplicarea legii din România. În data de 5 iunie 2013, Realitatea TV a solicitat Gărzii Naționale de Mediu să facă publice concluziile controlului efectuat la fabrica de pal din Reghin în data de 3 iunie 2013. Răspunsul autorității a fost prompt, iar potrivit comunicatului, comisarii gărzii au constatat și dispus următoarele. S-a constatat că societatea nu deține autorizație integrată de mediu, titularul de activitate fiind în procedură de obținere a autorizației. Pentru neconformitățile constatate în timpul controlului, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 50.000 de lei, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, articolul 96 alineat 2.1. De asemenea, în conformitate cu prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, articolul 5 alineat 3 litera E, s-a dispus suspendarea activității fabricii de pal începând cu data de 5 iunie 2013 până la obținerea autorizației integrate de mediu din partea APM Mureș. Doar că reprezentanții fabricii de pal au propria lor interpretare a legii, lucru dovedit de faptul că întreprinderea funcționează și astăzi la capacitate maximă. Membrii ONG-ului Inițiativa Civică Reghin susțin că surse din cadrul companiei i-au informat că, imediat după control, conducerea fabricii a atacat procesul verbal întocmit de comisarii gărzii de mediu și că, în viziunea lor, odată atacat actul, se suspendă de drept sancțiunea complementară. Nimic mai fals, deoarece, potrivit ordonanței de guvern numărul 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, la articolul 32 alineatul 3 se arată clar că plângerea suspende executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la articolul 31 alineatul 2 suspende executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. Iar în baza legii protecției mediului, conducerea fabricii de pal riscă până la 7 ani de închisoare pentru nesocotirea sancțiunii aplicate. Astfel, potrivit ordonanței de urgență a guvernului numărul 195 din 2005 privind protecția mediului, la articolul 98 alineat 4 se arată următoarele. Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani următoarele fapte: continuarea activității după dispunerea încetării acesteia. În baza acestor acte normative și a stării de fapt, Realitatea TV a făcut astăzi o nouă adresă Gărzii Naționale de Mediu, prin care solicită un răspuns ferm vis-a-vis de această încălcare flagrantă a legii și, de asemenea, ce măsuri se vor lua în acest caz. Contactați de reporterii provincianews.ro, reprezentanții fabricii de pal s-au oferit să facă vreun comentariu.